Bună! Sunt Ioana Uretu și te aștept cu drag la cursul de design floral la Dallas Go. Pot să spun că a fost un sezon plin cu niște fete foarte creative. Am avut 12 cursante care m-au uimit și cu care încă acum colaborez. Exact cum spuneam înainte, au fost pline de inițiativă, au venit cu lucruri noi, chiar cu sugestii, ceea ce mie îmi place, pentru că îmi plac provocările și indiferent cu cine lucrez, atunci îmi place să mă provoace cineva, pentru că atunci ies lucrurile cel mai bine și ies lucrurile foarte creativ și de nota 10. Am învățat foarte multe lucruri, au fost 12 cursuri, în fiecare curs am abordat o altă temă. Buchetele de mireasă, buchetele obișnuite pe care le poți oferi oricui, fie că oferi mamei sau prietenei sau soției sau poate unui partener de afaceri. Sau am abordat tema aranjamentelor florale, fie că avem un aranjament pentru o nuntă, fie că este un eveniment corporate sau fie că este o duminică acasă pe care o petreci cu familia ta și atunci trebuie să ai casa plină de flori. Orice iubitoare de flori, fie că își dorește să urmeze o carieră în domeniul designului floral, fie că e pasionat, fie că vrea să facă o terapie cu flori și atunci vrea să se simtă bine și să se relaxeze pentru 3 ore, o zi pe săptămână. Am avut foarte multe surprize, mai ales în ultima parte a cursului, în ultimele module, pentru că am avut partea de instalații florale și aranjamente florale mai mari și mai voluminoase. Și acolo am avut o multitudine de provocări pentru ele, ceea ce a și ieșit foarte bine. Avem multe surprize, nu o să dezvălui evident dintre ele, poate doar una. Pot să vă asigur că vom avea foarte multe flori frumoase și deosebite, deci nu florile uzuale pe care le poți întâlni în orice florărie. Și surprize legate de aranjamentele de flori foarte mari, aranjamentele pe care noi le numim instalații florale. Ne vom focusa foarte mult pe această parte și vom ști cum să împodobim o cameră și atunci când intri în ea să rămâi uimit de atâta frumusețe. Examenul a fost voluminos. Am urmărit cu fetele să cuprindem într-o locație uimitoare și foarte frumoasă, în curtea unui palat din București, să facem o arcadă foarte frumoasă și am folosit foarte multe flori albe și o parte de verde. Însă ceea ce a fost uimitor a fost că am folosit foarte mulți trandafiri de grădină albi.